astăzi, la invitația domnului președinte Arsene, am venit să efectuăm o vizită în județul Neamț, să vedem ce s-a lucrat până acum și la ce se lucrează de acum și la ce se va lucra în continuare. Iată, s-au făcut investiții până acum de la piatra Neamț la Bicaz, ați văzut așternerea de covor asfaltic, avem de la Humule și la Pluton. Astăzi au început lucrările și de la Castelul de Apă la Moțca și o să mergem acolo să vedem exact cum se desfășoară lucrările, cât și lucrările care sunt în desfășoare în momentul de față pe DN15. Unul dintre, a spune, obiectivele principale pe care ne-am asumat să le finalizăm cât mai rapid sunt banii alocați pentru acest obiectiv. Acest drum trebuia făcut și iată că se lucrează intens. N-am cum să nu subliniez acest lucru, că este un lucru pe care l-am văzut pe toate șantierele din România. O firmă românească foarte bună care lucrează, din câte am înțeles, lucrează inclusiv în timpul nopții, tocmai pentru a recupera timpul pe care nu l-a putut folosi, cât au fost problemele administrative de rezolvat, contractele și așa mai departe. Lucrează la coloanele forate, am văzut că și-au făcut și propria lor capacitate de producție de carcase, ceea ce este foarte bine, că pe lângă acest drum s-au generat și noi locuri de muncă. Bineînțeles, știm foarte bine că impactul acestui drum, când va fi finalizat, va fi unul deosebit de mare și pentru turismul din zonă și nu numai. Dacă aveți întrebări... Eu vă spun că sunt impresionat de ritmul în care au accelerat firma constructoare. Nu știu dacă este cineva de la constructor aici, dar sigur o să fie în șantier. La ritmul în care lucrează, am înțeles că au undeva la 14 foreze. Deci credeți-mă că lucrează ca la o autostradă. În mod normal, încă o dată, dacă toate lucrările și ne ajută vremea, se poate termina până la sfârșitul anului. Constructorul, repet, la capacitatea la care lucrează ca la o autostradă. La autostradă se lucrează în general cu tot așa, în regim foarte intens, peste 10 foreze. Aici avem 14 pe un drum național. Gândiți-vă, care lucrează în permanență. Drumurile naționale din județul Neamț, aproape toate drumurile sunt într-o stare de degradare avansată. În județul Neamț? Da. Care sunt drumurile naționale? Care sunt podurile. Podurile. Am înțeles, drumurile naționale, da. Drumurile naționale sunt într-o stare avansată de degradare. Au fost un caz și cu balustrade prăbușite. De 2-3 ani, fiecare vară, se vopsesc balustrade. Știți de ce? Păi asta vă poate spune domnul Laicu, dar eu vă spun un lucru. Noi când reparăm drumurile, în general când coboare, urmează să bărăm, pentru că am văzut și aici, în drum ce veneam, am văzut două poduri care nu erau nici trotuarele. Chiar am avut o discuție mai înainte cu domnul director Laicu. I-am spus că, sigur, coborul asfaltic și modernizarea drumului Piatra Neamț până aici la baraj s-a făcut, însă au rămas podurile unde trotuarele și partea de carosabil a rămas nereabilitată și mi-a explicat domnul director Laicu că urmează o nouă licitație pentru astfel de lucrări. Deci cu siguranță vor veni din urmă și cu reabilitarea și modernizarea podurilor. O să vă spun un lucru. De obicei se lucrează într-o logică. Dacă până acum au lucrat pe bucățele, în momentul când reparăm un drum, reparăm tot ce este și pe de o parte și de alta a drumului, inclusiv trotuare, inclusiv balustrate înlocuite, că sunt elemente de protecție în funcție de urma urmei. Deci toate trebuie modernizate și înlocuite așa cum trebuie, pentru că bani sunt. Da? Acum tot ce trebuie... Da, oricum o să se rezolve. Eu oricum vreau să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că vă țineți de cuvânt, că sunteți un om serios și ceea ce am promis oamenilor și nemțenilor s-a realizat. Dacă vă uitați, aproape toată infrastructura rutieră care ține de drumurile naționale din această parte a județului, partea de munte, a fost reabilitată. Urmează, chiar de astăzi au început modernizarea drumului național 2 de la Castelul de Apă de la Roman până la Moțca. De fapt, până la limita cu județul Suceava. Nu ați menționat aici modernizarea cu șlam al drumului național 15 de la Bohuș la Piatra Neamț și acolo avem asigurări că în 2 săptămâni constructorul va finaliza lucrarea de acolo. Deci, în condițiile actuale de investiții a Companiei Naționale de Drumuri, eu zic că până la sfârșitul anului reușim să reabilităm, zic eu, 90% din drumurile naționale din județul Neamț,
urmând ca în primăvară, după ce am terminat, după ce au terminat de făcut toată consolidarea DN15 Bicaz Poiana Largului, să vină cu proiectul pentru covorul asfaltic. Cum e Bicaz Poiana? Că el era evident cu cea mai mare calamitate la o dimensiune mai scăzută de alunecări de teren pe Târgu Neamț, Poiana. De la fel, în fiecare an mai pleacă un pățică de munte. Preconizați în viitorul imediat și acolo intervenții de stabilizare a distanților? Categoric. Sunt omul care au o vechime considerabilă și acolo unde acum s-a întâmplat și pe DN15 Bicaz Poiana Largului, unde am avut mai n-avea niciun sens să venim cu un covor asfaltic, trebuiau făcute lucrări la corpul drumului și acolo unde au fost acele alunecări. Cu siguranță domnul director va discuta cu doamna prefect și sunt convins că autoritățile vor face aceleași demersuri în regim de urgență pentru a emite procesele verbale de calamitate, pentru a putea aloca fondurile necesare pentru a intra într-o reparație așa cum trebuie, consistentă, reparație capitală, aș spune, aceste drumuri. Pentru că degeaba, repet, venim cu un covor dacă nu avem structura drumului care să susțină acest covor asfaltic și eu sunt convins că aceste reparații ne vor ține 10 de ani de acum înainte. Nu, nu e nicio problemă cu nicio licitație. Chiar discut, am discutat săptămâna trecută și cu cei de la asociațiile care militează pentru autostradă, pentru care de altfel milităm cu toții și care toți ne dorim, numai că de la a milita până la a face lucruri concrete este o cale destul de lungă. Noi chiar facem lucruri concrete în timp ce alții și-au găsit subiecte electorale din aceste autostrăzi. Deci autostrada Mare Unic, știți foarte bine, tronsonul Târgu Mureș, Ditreu Târgu Neamț, a fost semnat contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate. Tronsonul Târgu Neamț, Iași, este în evaluare, s-au depus 4 oferte în parteneriat public-privat de către 4 consorții foarte mari și tronsonul Iași-Ungheni, inclusiv podul de la Ungheni, este scos în licitație, proiectare și execuție și așa cum am afirmat și la Iași, așteptăm primul CSAT ca să desemnăm și să declarăm de fapt și autostrada Marii Uniri, obiectiv de interes strategic național, tot tronsonul de autostradă Târgu Mureș-Ungheni. Și referitor la drumul expres Piatra Neamț-Bacău, vă rog să spuneți. Drumul expres Piatra Neamț-Bacău, vineri m-a informat domnul director, vinerea aceasta, deci în 4 zile va fi finalizat raportul, a fost terminată evaluarea tehnică și financiară, se va da raportul și undeva trebuie să așteptăm 10 zile lucrătoare ca să nu existe niciun fel de contestație. Dacă nu apare nicio contestație, undeva după 4 octombrie vom putea semna contractul pentru, mă rog, eu aș spune că e autostradă, nu aș spune chiar drum expres, că o să vedem ce ne dă studiul de fezabilitate, dar la traficul pe care îl vedem acum pe primele date preliminare care le avem de la Cestin, s-ar putea să facem o autostradă între Bacău și Piatra Neamț. Deci sperăm să nu fie contestație ca să putem semna contractul chiar aici dacă ne primiți la, la Neamț. Da, chiar vă invităm să veniți la Neamț și să semnați contractul pentru acest obiectiv extrem de important pentru județul Neamț și dacă nu vor fi contestații, la începutul octombrie vă așteptăm cu drag la Neamț. Nu știu, aveți în vedere o strategie națională pentru faptul că de la an la an sunt tot mai multe mașini, infrastructura este depășită și le terminați cu astea, trebuie să o luați de la capăt cu celelalte. Da, vă referiți la ce? La drumul național? Drumuri în general, pentru că nu neapărat naționale. Uitați, sunt drumuri cu două benzi insuficiente pentru numărul de mașini. Deci, dacă ați sesizat, noi avem foarte multe proiecte adiacente, proiecte pentru autostrăzi, drumul expres, care sunt în licitație, mare parte din ele. Unele sunt la nivel de documentație, sunt de fezabilitate, altele sunt la nivel de proiectare și execuție. În momentul în care se vor finaliza, pentru că avem fonduri, tot acest trafic practic va fi preluat de noile obiective de infrastructură. Dar sunt anumite drumuri care se pretează la lărgire. Noi când vorbim de un drum expres, vorbim de o rută nouă. Nu vorbim de extinderea de un drum cum ar fi DN-ul acesta, dar să mergem să-l extindem la 4 benzi. Nu. Vorbim de un obiectiv nou, pentru că în momentul în care avem un DN care trece prin localități, prin comune, el nu poate fi tratat ca un drum expres. El poate prelua traficul, dar ideea unui drum expres sau unei autostrăzi este ca traficul să desfășoare fluent, să meargă fără restricții de viteză. Bineînțeles, se poate circula 100-130 de km la oră pe un astfel de drum și dacă l-am rălărgit, rămân acele restricții de viteză și tocmai asta este, vă spuneam, tipicul autostrăzii.
este un coridor nou, un culoar nou, unde se merge fără niciun fel de oprire. Nu toate drumurile sunt obiective de strategie națională? Nu, obiectivul strategic de interes național, așa, așa cum a fost declarat consonul de autostradă Ploiești-Râșnov și cum va fi declarată și autostrada Marii Unii, au fost declarate tocmai pentru a grăbi procedurile. Deci se merge în paralel, se poate merge în parteneriat public-privat. Dacă vedem că partenerul nu semnează acel contract sau nu vrea să-l deruleze, mergem pe procedura mult mai simplificată de atribuirea contractelor, unde practic este datoria guvernului să-și asume acest lucru și să iasă cu o procedură de licitație mult mai rapidă pentru a atribui aceste contracte unor constructori străși care pot duce lucrările. Am o întrebare de domnul. Vă rog. De prima oară, puțin pentru mine, când aveți de mult timp, pentru o inspecție așa de greutat o PM, nu am nici vicepreședință. Da, sigur, au venit ambii la invitația mea și mă bucur și vreau să le mulțumesc că sunt alături de mine. Altă dată probabil erau în alte obiective fiecare, dar n-a fost nicio altă discuție. Sunt astăzi aici pentru că i-am invitat și pentru că domnul vicepreședinte a SAFTE-i, care face parte din ALDE, este unul din oamenii cu care am construit proiecte în județul Neamț, de asemenea și domnul Dulamă. Mi se pare firesc. Legătura, nu, cu ALDE. La Neamț nu s-a început legătura cu cetățean. Exact, suntem într-o alianță care va fi o alianță pentru cetățenii din județul Neamț. Mulțumim! Deci vă invităm cu noi pe DN15 să vedem șantierul, după care o să inspectăm un pic cum s-au efectuat lucrările de la Humulești la Pluton, după care mergem să vedem DN2, Castelul de Apă Moțca. Mulțumim! Thank you.
265 de coloane, care sunt puse pe două rânduri și pe un rând. Cele pe două rânduri sunt la 23 de metri, iar cele pe un rând la 17 metri. Aici avem două mașini, două instalații. După cum am spus data trecută, o să avem 10. În momentul de față noi avem 13 instalații de forat. Da, păi am numărat când am venit aici. O să mai găsiți încolo. Plus încă 4 instalații de făcut mini piloți, mașinile alea mai mici. Aveți două rânduri pe capete și unul pe... Da, da, nu, în funcție de zone. Unele zonele care au fost mai grave sunt două rânduri și zonele mai puțin afectate în singur rând. O să vină un radier cu... Da, ceva de genul. O să un radier făcut pe coloane, cu elevație și cu parapet în tip H3, toată zona, toată lungimea, în afară de accesul oamenilor. Noi suntem în ziua de azi, suntem la un stadiu fizic de aproximativ 40%. Cum v-am spus, trebuie să întoară din noapte ca să recuperăm zilele care de la începutul contractului au fost multe zile cu ploi. Am avut undeva în jur de 60 zile pe momentul de față de ploi, zile care ne-au afectat. Unele zile chiar n-am putut munci și noi tragem destul de tare să reușim să terminăm la, până la acest tratament de finalul de tratament final. Da. Facem tot de noapte la confecționarea carcaselor. O să vedeți și la cost, mi-a venit cealaltă mașină de confecționat carcase, avem o mașină automată care merge la fel și zi și noapte. Sperăm ca până la ce funcționare noi suntem optimiști să terminăm. Tragem cât de tare putem. Da. Bun, eu vă felicit pentru ritmul accelerat. Chiar, mă rog, sunt convins că veți termina, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneam, cineva să se mobilizeze și să lucreze, o poate face. Vedeți, aici este un simplu exemplu pe un drum național. Ce poate face un constructor român, de altfel, care, în momentul când ia un contract, duce și la bun sfârșit, nu caută să vină cu tot felul de chichițe sau firme de avocați să prelungească terminele de execuție. Și-a asumat, face, este treaba lui, chiar dacă a avut, vedeți, pierderi din punct de vedere al zilelor când putea lucra propriu-zis din cauza condițiilor meteo, recuperează prin suplimentarea de utilaje. Tocmai de asta am și cerut în permanență utilaje, într-adevăr. Numărul forezelor, așa cum spuneam și la Bicaz, la lac, este impresionant, pentru că practic constructorul vrea să mențină acest termen. Și un alt lucru foarte important de semnalat este următorul lucru, este să știți un proiect foarte greu. Nu a fost, așa cum vă spuneam, o simplă așternere de covor sau o simplă, nu știu, deschidem o casetă, lucrăm la capul drumului, nu. Se forează, vedeți, și tocmai pentru a consolida întregi, mă rog, toate punctele critice unde versantul, practic, a început să aibă o alunecare, toată această consolidare este o lucră extrem de grea, care, mă bucur să văd că este făcută de un antreprenor român foarte serios. Și încă ceva pentru domnule, mă scuzați. În momentul în care vreau să, ca asta vorbeam și cu domnul președinte și ne-a sugerat lucrul ăsta și trebuie să facem, pentru că e important, vedeți elementele de siguranță, că sunt zone unde parapetele trebuie înlocuite în totalitate. În momentul când venim cu covor, să unim porțiunile dintre calamitățile care se fac. Să fie proiectul acesta, să nu așteptăm, să terminăm ca noi. Să iei asta, da. Bun, atunci... Eu cred că mai avem și în altă parte. Mai avem și la celălalt punct, deja am început să descoperim pilonii. Cam câți metri de piloni trebuie să faceți? Undeva la 75 de kilometri metri linear. Este toată lucrarea la final. Avem piloți, mini-piloți. Avem la piloți, suntem undeva la 20 ceva de metri. Stadiul fizic este 40%, sunt puncte de spate, de exemplu la punctul 1, să vedeți un punct la plana largă, deja am făcut și radierul. Asta este foarte avansat. Da, suntem la unele puncte mai avansat. Bun, spor la treabă atunci.